Și acum să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul 24, de la versetul 36 până la versetul 51. Pagina în Biblia, traducerea Cornilescu, 953. Matei 24, de la versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beiau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela, pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Amin. Încă ușa mântuirii este deschisă. În mesajul către Filadelfia, Domnul s-a prezentat ca acela care ține cheia lui David și spune: ceea ce El deschide, nimeni nu poate să închidă. Și ceea ce El închide, nimeni nu poate să deschidă. Personal a deschis ușa aceasta mântuirii în urmă cu 2000 de ani. Și au încercat împărații romani, și au încercat dictatorii istoriei, ateii și necredincioșii, să închidă această ușă a mântuirii. N-a reușit nimeni și nu va reuși vreodată. Dar Biblia spune că Dumnezeu are în planul său un moment în care stăpânul casei se va scula și va încuia ușa. Iar cei rămași afară, disperați, vor bate la ușa închisă de marele stăpân și vor zice: Doamne, Doamne, deschide-ne! Și dinăuntru li se va spune: nu vă cunosc. Cei rămași afară vor zice: Doamne, noi am mâncat și am băut în prezența Ta și în fața noastră ai învățat noroadele. Și Domnul le va spune: nu vă cunosc, pentru că ați lucrat fără de legea. N-am nicio îndoială în suflet că toți cei care suntem în seara aceasta aici ne-am rănit sufletele până acum. Cântări, una mai frumoasă decât cealaltă. Iubesc muzica și nu sunt sensibil la orice cântare. Dar în seara aceasta multe cântări au atins sufletul meu și ne-am hrănit și ne-am bucurat și urmează ca Domnul să ne învețe. Și n-aș vrea ca vreunul care a fost în seara aceasta aici, în ziua aceea, în ceasul acela, să rămână afară
să bată cu disperare la ușa închisă de Domnul Iisus și să îi se spune: nu te cunosc pentru că ai lucrat fără de legea. Textul biblic pe care tocmai l-am citit e parte din predica pe care Domnul Iisus a rostit-o pe muntele Măslinilor în săptămâna mare. Și primul verset pe care l-am citit spune: despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. De-a lungul istoriei au încercat mult să fixeze date. Toate încercările au eșuat. Foarte mulți au rămas de rușire. Nu voi încerca în această seară să stabilesc data la care va veni Domnul Iisus. Dacă nu pot face îngerii, nu va reuși niciun pământian, oricât este de inteligent și de inspirat, să ne spună ziua și ceasul în care se va întoarce Domnul Iisus. Dar Mântuitorul în predica aceasta ne cheamă să veghem, să fim pregătiți pentru ziua și ceasul în care Arhanghelul va suna din trâmbiță și porumbeii vor zbura spre porumbarul lor. Domnul voia să le spună ucenicilor săi și tuturor generațiilor că marele eveniment va veni atunci când nimeni nu se va aștepta. Va fi o mare surpriză și cei care sunt credincioși numai de formă vor rămâne de rușine, vor avea mari regrete, mare mușcări și pierderea va fi eternă. Mântuitorul i-a chemat pe cei care l-ascultau să vegheze. Și a folosit Domnul nostru 4 imagini ca să ne învețe lecția aceasta a vegherii. Și aș vrea să luăm imaginile acestea la rând. Prima imagine, potopul din vremea lui Noe. Domnul Iisus a spus: cum a fost în zilele dinainte de potop, așa va fi și la sfârșit, așa va fi și în zilele Fiului Omului. Ce s-a întâmplat când a venit potopul de ape pe pământ, același lucru se va întâmpla și când va veni Domnul Iisus, când Arhanghelul va suna din trâmbiță, morții vor învia nesupuși putrezirii, cei ce vor fi în viață și vor fi credincioși vor fi transformați la o clipeală de ochi și toți împreună se vor duce să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Cum a fost în zilele dinainte de potop? Potopul a avut loc în jurul anului 1650 de la creație. În primele pagini din Genesa citim despre vremurile acelea, despre contemporanii lui Noe. Și Biblia spune că oamenii erau foarte răi. Erau interesați numai de viața aceasta. Erau deosebit de materialiști. Erau necredincioși. Erau atât de răi încât s-a ajuns la violență. Biblia spune că atunci pământul era plin de silnicie și oamenii erau foarte stricați, erau aviți după plăceri trupești. Și întreb în seara aceasta la Betel: cum sunt contemporanii noștri? Cum sunt oamenii anului 2015? Atunci oamenii erau răi. Și Biblia spune că toate întocmirile gândurilor din inimile oamenilor erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. Sunt răi contemporanii noștri? La Arad
aud din când în când spunându-se, suntem tot mai răi. În loc să ne facem mai buni, suntem mai răi. Răi au fost oamenii în vremea lui Noe, răi sunt astăzi. Atunci pământul era plin de silnicie. Există astăzi violență pe pământ? Mai mult decât atât. Cuvântul terorism e tot mai pronunțat. Mi-aduc aminte că în 11 septembrie 2001, când a avut loc acel atac terorist în Statele Unite, eram la părinți și la frații mei, la Chicago eram. Și nu m-am putut întoarce în România la data stabilită datorită evenimentelor petrecute. Și mi-aduc aminte că atunci foarte mulți au spus, de azi înainte lumea nu va mai fi cum a fost. N-am prea luat în seamă, dar am ținut minte. A început atunci să se vorbească foarte mult despre organizația teroristă Al-Qaeda, care și-a revendicat evenimentele. Și s-a tot vorbit. De anul trecut se spune că statul islamic e mai periculos, atrocitățile pe care le săvârșesc sunt mai mari decât cele pe care le săvârșesc cei din organizația Al-Qaeda. Și omenirea este tot mai îngrozită. Zilele trecute, președintele Egiptului cerea o revoluție în religia islamică și spunea, noi care suntem peste un miliard, suntem în război cu celelalte miliarde de pe planetă. Toți zilele trecute, un membru al statului islamic a promis că îl va decapita pe Barack Obama, președintele Statelor Unite, chiar în Casa Albă. Și probabil că și dumneavoastră, ca și mine, citiți știrile și vă cutremurați de ceea ce se întâmplă în lume. După ce au cucerit părți din Irak, din Siria, au intrat și în Egipt și statul islamic vrea să înființeze, să facă acel califat care este visul lor, a extremiștilor musulmani. În zilele lui Noe era multă silnicie pe pământ. Oamenii erau violenți, oamenii erau în nesiguranță datorită silniciei. Gradul de nesiguranță crește astăzi, cu fiecare zi. Ce s-a întâmplat în zilele dinainte de potop, se va întâmpla și în zilele Fiului Omului. Spunea Domnul Iisus, care cunoștea toate lucrurile, pentru că era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, înaintea lui totul era gol și descoperit. Duhul lui Dumnezeu era în el și scruta viacurile. Vremurile și soroacele sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu. Dar Domnul nostru le cunoștea pe toate și vorbea despre vremurile sfârșitului. Apoi ne arată cuvântul Domnului că Domnul Iisus a spus că și din punctul de vedere al moralității, oamenii sfârșitului vor fi ca și oamenii din vremea lui Noe. Și Biblia ne spune în Geneza că oamenii de atunci erau stricați. Ceea ce a declanșat mânia lui Dumnezeu au fost căsătoriile acelea interzise. Fiii lui Dumnezeu și-au luat fete ale oamenilor, nu spun care e părerea mea, dar a fost atât de grav încât s-a declanșat mânia lui Dumnezeu și Dumnezeu a hotărât să pedepsească lumea și să distrugă orice formă de viață terestră printr-un potop de ape. Cum sunt oamenii de astăzi?
Unde am ajuns, dragii mei? După ce în secolele 18 și 19, părinții noștri, strămoșii noștri au renunțat la credință și la Dumnezeu și au spus rațiune, umanism, secularism, ne descurcăm fără Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Și multe alte cuvinte de felul acesta. Și uitați-vă cum arată lumea anului 2015. Cât păcat! Căsătorii interzise contra naturii, împotriva lui Dumnezeu. Oamenii nu se mai rușinează de ceea ce fac. Auzim că țară după țară aprobă căsătoriile între persoane de același sex. Și vine mânia lui Dumnezeu peste noi. Și sunt atâtea necazuri. Și în loc ca oamenii să se trezească, să-și întoarcă fața spre Dumnezeu, continuă nelegiuire și se adâncesc tot mai mult în păcat. Ce s-a întâmplat atunci, se întâmplă și astăzi. Atunci oamenii erau materialiști, interesați numai de viața de aici. Erau răi, erau violenți și erau stricați. Așa sunt și oamenii din vremurile noastre. Asta înseamnă că trăim vremurile sfârșitului. Dar ne arată cuvântul Domnului că atunci, în vremea lui Noe, când era atâta păcat pe pământ, acest patriar, acest neprionit al lui Dumnezeu, era diferit de toți ceilalți oameni. În Evrei 11, cuvântul Domnului spune că atunci când Noe a fost înștiințat despre lucruri care nu se vedeau încă, plin de o teamă sfântă, și-a construit un chibot prin care și-a salvat viața. Noi era o excepție. Era împotriva curentului, dacă vreți. Nu era cum era majoritatea. El era credincios. Credea în Dumnezeu. Și când Dumnezeu i-a spus, construiește-ți o arcă, o corabie de salvare, că vin apele potopului. Chiar dacă omenește vorbind, n-aveai cum să crezi că vor veni ape pe pământ și că va ploa. El a crezut pe Dumnezeu și a început să-și construiască arca de salvare. Și când a venit ziua și ceasul stabilite de Dumnezeu, a venit potopul. S-au rupt izvoarele adâncului, s-au deschis stăbilarele cerului, 40 de zile și 40 de nopți a plouat. A căzut apă de sus și a ieșit apă din pământ. Nivelul apelor a crescut cu fiecare ceas. Orice formă de viață terestră a fost distrusă. Dar în arca de salvare era Noe și familia lui. Și spunea Domnul Iisus, Aidoma, se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Cei de vremea lui Noe n-au știut nimic. Până când a venit potopul, n-au știut pentru că n-au vrut să știe. Noe a propovăduit, a construit corabia și a transmis în mod sigur oamenilor mesajul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu. Dar erau legați de plăceri și de viața de aici. Nu-i interesa de Dumnezeu. Nu-i interesa care este planul lui Dumnezeu. Și nu credeau că va veni potopul despre care predica Noe. Așa se va întâmpla și la venirea Domnului Iisus Hristos. Și spunea Domnul,
Din doi care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ce s-a întâmplat atunci, se va întâmpla și la venirea Domnului Iisus. S-a închis ușa corăbiei la un moment dat. Apele au început să crească pe pământ și cei rămași afară au fost înecați de apele potopului. La venirea Domnului Iisus Hristos, cei mântuiți, îmbrăcați în nemurire, vor zbura la cer, se vor duce să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Atunci, era un om al lui Dumnezeu, era Noe, care predica și spunea că vine potopul. Astăzi există mii de ambasadori ai cerului pe pământ, crainici ai împărăției lui Dumnezeu, evangheliști, păstori, proroci, oameni care spun, cel ce vine va veni, Domnul este aproape, dar majoritatea oamenilor e dezinteresată. Noi predicăm, dar cine ne aude? Noi transmitem mesaje din partea Domnului, dar cine ia seama? Totuși sunt oameni care cred. Sunt oameni care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Cred că azi e mai multă răutate ca atunci. E mai multă violență ca în vremea lui Noe. Oamenii sunt mai stricați decât atunci. Dar astăzi vreau să spun la Oradea ce spun pretutindeni. Dacă pentru noi exista o corabie de salvare, pentru noi există un salvator în persoana Fiului lui Dumnezeu. Noe și familia lui a intrat în corabia de salvare. Pe tine te chem să intri în corabia de salvare, în corabia mântuirii. Iisus Hristos este Mântuitorul. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. Încă ușa mântuirii este deschisă. Încă mai este har. Încă oamenii lui Dumnezeu cheamă la mântuire. Și încă se predică Evanghelia. Domnul a folosit imaginea aceasta ca să ne arate tuturor că trebuie să veghem. Pentru că Fiul omului, spunea Domnul nostru, va veni în ziua în care noi nu ne gândim. Nu știm în ce zi va veni Domnul nostru. Contemporanul lui Noe îl auzeau pe patriar spunând, vine potopul. Dar Noe nu le-a spus când, că nu știa nici el exact când vine potopul. Și noi vă spunem în seara aceasta, prieteni și frați, vine Iisus. Venirea Domnului este aproape. Nu știm nici ziua, nici ceasul în care va veni Domnul nostru. Dar am prezentat câteva dintre semnele sfârșitului. Cum a fost atunci, este și astăzi. Și faptul că lumea arată ca lumea din vremea lui Noe, e o dovadă clară că trăim în amurgul istoriei. Hristos este la ușă, ești mântuit, a intrat în corabia de salvare, ai viața veșnică, ai numele scris în cartea vieții, dacă încă n-ai făcut pasul hotărător în împărăția lui Dumnezeu. Te chem să te decizi în seara aceasta. Nu știu dacă ușa va fi deschisă pentru tine duminică seara. Nu știm ce poate să aducă o zi. Și până duminică seara sunt două zile, sunt 48 de ore. De aceea te rog fierbinte, în seara aceasta decide-te pentru Domnul. Nu cumva să mori sau să sune arhanghelul din trâmbiță. Dacă ești nemântuit,
Dacă ești neîmpăcat cu Dumnezeu, vei rămâne aici. Vei bate la ușa închisă de Marele Stăpân și vei zice: Doamne, Doamne, deschide-mi și mie. Atunci nu ți se va deschide. În seara aceasta ușa este deschisă și Domnul te cheamă. Răspunde chemării și intră prin credință în corabia mântuirii. A doua imagine care a folosit-o Domnul Iisus ca să ne învețe să veghem. Omul care își păzește casa. Omul care își păzește casa de hoțul care ar putea să vină la oricare strajă din noapte. Și Domnul Iisus a spus în versetul 43 din Matei 24: Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Trebuie să fac aici o precizare foarte, foarte importantă. Nu Domnul Iisus Hristos este hoțul. Diavolul este hoțul care vrea să spargă, să fure și să jefuiască. Venirea Domnului va fi ca un hoț, spune apostolul Pavel. Și se folosește această comparație ca noi să înțelegem că atunci când nu ne așteptăm, va veni Domnul Iisus și mulți vor fi luați prin surprindere și vor fi găsiți nepregătiți. Dacă ar ști stăpânul casei, spunea Domnul, la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea să-și păzească proprietatea, ceea ce are. Dragii mei, noi trebuie să veghem și să păzim ceea ce Domnul ne-a dat. Ce trebuie să păzim? În primul rând, mântuirea. Apostolul Pavel spune: duceți până la capăt mântuirea cu frică și cu cutremur. Orice ai avea, oricât ai câștiga, orice poziție socială ai avea, oricât ai fi de mediatizat și cunoscut în toată lumea, dacă îți pierzi mântuirea, pierzi totul. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani, refrenul unei cântări pe care am auzit-o la Lipova mi-a mișcat inima și am început să plâng. Și aseară unde am fost, am auzit din nou această cântare și mi-a mișcat puternic sufletul. Refrenul acestei cântări spune: oricine ai fi și orice ai face, sfârși vei totul într-o zi. Neputincios cu mâna goală, acest pământ vei părăsi. Vei sta în fața celui care întreaga lume a creat și cu dreptate și fără milă de toate fi vei judecat. Mi-aduc aminte că în 2011 Steve Jobs, cofondator al companiei Apple, bolnav de cancer, și-a dat seama că moare. Și printre cuvintele pe care le-a rostit au fost și următoarele: n-aș vrea să ajung și să fiu unul dintre miliardare din cimitir. Dar miliardele nu l-au ajutat, miliarde de dolari, nu de lei, nu l-au ajutat și a murit la 56 de ani. Dar de ar trăi bogați și puternici în lumii 100 de ani sau 200 de ani sau 969 ca Metusala, viața tot se termină. Și Biblia spune, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Cel mai important lucru, dragi ascultători, este să primim mântuirea din partea Domnului și să o ducem până la capăt. Să avem mare grijă să nu pierdem mântuirea, de a-i câștiga toată lumea și îți pierzi sufletul. Ești un om care pierzi totul. Apoi Biblia spune că trebuie să veghem ca nu cumva să ne pierdem dreptul de întâi născut. În epistola către evrei citim: vegheați să nu fie între voi
nimeni curvar sau lumesc ca și Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Pentru o poftă? Pentru o plăcere de o clipă? Pentru ceva strălucitor pe care l-ai putea obține? Să-ți pierzi dreptul de întâi născut? Diavolul vrea să te determine să-ți pierzi dreptul de întâi născut, să pierzi mântuirea pe care ai primit-o prin credință. Dar Domnul ne avertizează și ne cheamă să veghem ca nu cumva să ne pierdem mântuirea, nu cumva să pierdem dreptul de întâi născut, nu cumva să pierdem Duhul Sfânt cu care am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. David zice în Psalmul 51, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Iubiții mei, să veghem și să avem mare grijă, încă puțin, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni. Să nu pierdem mântuirea, să nu ne pierdem dreptul de întâi născut, să nu pierdem Duhul Sfânt, să avem mare grijă de valorile spirituale, de statutul pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu. Noi nu suntem oricine în această lume, noi suntem cetățeni ai cerului, suntem oameni din casa lui Dumnezeu, am primit Duhul Înfierii și zicem Abba, adică Tată. Dumnezeu să ne dea un spirit de veghere și să ne ajute să avem mare, mare grijă de mântuire, de dreptul de întâi născut și de Duhul lui Dumnezeu pe care îl purtăm în sufletele noastre, care a făcut din trupurile noastre temple ale Duhului Sfânt. A treia imagine îi are în vedere în mod deosebit pe slujitori. Și în cea de-a treia imagine Domnul se referă la robul credincios și înțelept care dă hrană slugelor la vremea hotărâtă. Spre deosebire de robul credincios și înțelept, robul rău spune stăpânul zăbovește, începe să-și bată tovarășii de slujbă, să mănânce și să bea cu bețivii, pentru că el nu mai crede că Domnul se întoarce. Ce ziceți între creștini? Suntem vreo 2,2 miliarde de creștini la nivelul anului 2010, așa spun statisticile pe care le avem. Între creștini există robi răi care nu mai cred că stăpânul se întoarce? În bisericele istorice, în bisericele evanghelice, la noi în România, în Europa, în America, există slujitori care se îndoiesc de venirea Domnului Iisus? Există preoți și păstori cărora nu le pasă de turmă, de mielușei, de oiță și de oi? Există slujitori care sunt interesați numai de bani, de glorie și de alte lucruri care sunt trecătoare și pe care Biblia le condamnă? Vă spun cu durere că sunt tot mai mulți. Dar în același timp vă spun că sunt încredințat. Ca pe vremea lui Ilie. Ilie credea că este singur. Dar Dumnezeu i-a spus, mai am 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și acolo în gură nu l-au sărutat. Domnul are astăzi pe pământ mii și mii de slujitori adevărați, robi credincioși și înțelepți, care dau hrana la vremea hotărâtă, fac lucrarea la care Domnul i-a chemat. Dacă i-a chemat Domnul să predice, predică. Dacă i-a chemat Domnul să cânte, cântă. Dacă i-a chemat Domnul să ducă poveri, duc poveri. Dacă i-a chemat Domnul să îmbărbăteze, îmbărbătează. Fiecare în conformitate cu chemarea pe care Domnul i-a făcut-o stă la dispoziția marelui stăpân. Și a veghea înseamnă
să fii un rob credincios și înțelept și să faci totul cu dragoste și smerenie, din toată inima, fără să cauți foloase pământești, ci să te gândești la răsplătirile pe care le dă Domnul imediat după răpirea bisericii la cer. Domnul să ajute toți slujitorii din bisericile noastre să vegheze, să fim robi credincioși și înțelepți, care să-L așteptăm pe stăpânul nostru care vine. Nu știm la care strajă din noapte se va întoarce Domnul nostru, la a doua sau la a treia, nu știm. E marele secret al lui Dumnezeu, dar un lucru știm: Domnul nostru vine. Maranata, Domnul este la ușă, binecuvântat să-i fie numele. Ești tu gata? Ai intrat în corabia mântuirii? Ești mântuit? Veghezi ziua și noaptea, ca nu cumva hoțul să fure ceea ce ai primit și ai câștigat până la această vârstă. Ești omul care veghezi să faci lucrarea la care Domnul te-a chemat? Dacă da, ferice de tine, continuă să veghezi. Ai suferit în lupul zilei. De 10 de ani îl slujești pe Domnul. Mare grijă, nu mai este cât a fost. Vremurile sunt pe sfârșite. Semnele sfârșitului sunt evidente. Profețiile biblice se împlinesc. Hristos a spus: cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. El a spus că vine după biserica sa. El a spus că vine să ne ducă în cer, să fim mireasa lui, mireasa mielului Iisus Hristos. Să ne ajute Domnul să veghem și în ziua cea mare, prin puterea Duhului Sfânt, să zburăm la cer, să fim mireasa Domnului Iisus și pentru vecii vecilor să fim cu El împreună. Și în sfârșit, cea de-a patra imagine, în capitolul 25. Pilda celor 10 fecioare. Foarte pe scurt vă spun, din această pildă înțelegem că la venirea Domnului Hristos, nu toți cei ce zic Doamne, Doamne vor zbura la cer. Nu toți cei care s-au botezat în apă vor fi luați și duși în cer. Pilda aceasta arată foarte clar, toate 10 erau fecioare, toate fecioarele aveau candele, dar numai 5 aveau un de lemn în candelă. Oricum am vrea să interpretăm pilda aceasta, cred că nu putem ajunge decât la o singură concluzie. Un de lemnul simbolizează Duhul Sfânt. Un de lemnul simbolizează Duhul Sfânt. Și Biblia spune că trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Legământul este important. Fără botez nu se poate. Dar nu este suficient. Trebuie să avem candela plină de Duhul Sfânt. Trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Și cel care veghează se roagă în fiecare zi și cere Domnului să-l reumple cu Duhul Sfânt, unde lemnul prin ardere produce lumină. Iar noi știm foarte bine că sursa de putere spirituală pentru noi este Duhul Sfânt. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, spunea Domnul nostru Iisus Hristos. Avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt ca să rodim roada Duhului, ca să-L biruim pe vrășmașul și să facem lucrarea la care El ne-a chemat, Domnul ne-a chemat. A veghea în cea de-a patra imagine înseamnă să fim atenți, candela să fie plină de Duhul Sfânt, toată viața. Noi, credincioșii penticostali, ne lăudăm adesea cu ziua în care Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Și nu-i puțin lucru. 2 februarie pentru mine, 2 februarie 71, rămâne o zi de neuitat. Atunci m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și a fost o seară pe care n-am să o uit niciodată. Și era necesară seara aceea.
dar nu-i suficient. Trebuie ca păstrând mântuirea și dreptul de întâi născut, să vechem ca în candele să fie un de lemn și să fim plini de Duhul lui Dumnezeu întotdeauna. Pentru că în cea de-a patra imagine, Domnul spune foarte clar, pecioarele chipzuite care au un de lemn în candele vor pleca atunci când la miezul nopții se va auzi strigarea: iată mirele, ieșiți în întâmpinare, frați și prieteni dragi, vine Iisus. Mirele Iisus de la dreapta Tatălui așteaptă ziua, așteaptă ceasul când să vină după biserica sa, după mireasa sa. El așteaptă ziua și ceasul. Tu aștepți ziua și ceasul în care răscumpărații vor fi ca porumbeii care vor zbura spre porumbarul lor? Ai tu Duhul de veghere pe care Domnul îl așteaptă? Te rogi împreună cu biserica Domnului și cu Duhul Sfânt. Rugăciunea din Apocalipsa. Zici tu în fiecare zi: vino, Doamne Iisuse! Sau ți-ai legat inima de ceea ce Biblia numește deșertăciune și goană după vânt? Ți-aduc aminte că spune Biblia: pământul cu tot ce este pe el va arde, dar comorile pe care le adunăm în cer rămân pentru eternitate. Unde e comora ta, acolo este și inima ta. Comora mea este în cer, acolo este Iisus Hristos. Acolo sunt cei mântuiți care și-au sfârșit alergarea înainte de mine. S-au dus să se odihnească. S-au alăturat martirilor și apostolilor și milioanelor care au fost mântuiți de-a lungul istoriei. Prietene, ușa mântuirii încă este deschisă. Ce decizi în seara aceasta? Domnul nu te obligă, nici eu nu te oblig. Dar te sfătuiesc și insist. Nu amâna nici măcar până duminică seara. Decide-te acum și aici să-L primești pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Să intri în corabia mântuirii. Deschide-ți inima și primește-L pe Domnul Iisus ca Domn și mântuitor personal. Sunt atâtea semne ale sfârșitului pe care le putem vedea cu toții. Și Domnul nostru spunea: atunci când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, că izbăvirea voastră se apropie. Semnele sfârșitului sunt evidente. Prorociile cu privire la sfârșit se împlinesc. Și din când în când, Domnul ne mai dă câte un semnal și ne mai dă câte o experiență care să ne aducă aminte și să ne încredințeze că venirea Lui este foarte aproape. Și vreau să vă prezint pe scurt, înainte ca să închei mesajul, o experiență pe care am cunoscut-o în județul Hunedoara în luna martie 1997. Am fost acolo la evangelizare. După ce am terminat slujba, ne-am dus într-o casă și am servit masa. Și în timpul în care mâncam, conducătorul de atunci al bisericii, un bătrân respectabil, ne-a cerut permisiunea să ne spună cum lucrează Domnul între ei în ultima vreme. Și omul a început cam așa: Am rămas în biserică doar câțiva bătrâni și ne-am îngrijorat foarte tare. Am vorbit între noi și am zis: ce-i de făcut? Noi suntem nepregătiți și nu suntem în stare să predicăm așa încât oamenii să fie interesați de predicile noastre. Tineri nu mai avem ca să cânte. Un lucru îl putem face. Și spunea fratele: am început să ne rugăm și să postim ca să intervine Domnul și să lucreze așa cum El știe. Și a început să ne spună cum oamenii rând pe rând au început să se pocăiască. Dar ne spunea fratele: cea mai spectaculoasă convertire a avut loc în urmă cu o lună, deci în februarie 97, și ne-a relatat-o. Spunea fratele: s-a întors la Domnul, s-a pocăit, un om de aici, din satul nostru, a cărui soție și fiică sunt în biserică.
dar el și băieții erau în afara bisericii. Și omul acesta era un om iubitor de plăceri, cum sunt foarte mulți oameni, îi plăcea în mod deosebit să bea. Dar din când în când și batjocorea calea credinței. Și în mod deosebit când venea soția lui și fiica lui de la biserică și spuneau că s-a predicat despre sfârșit, despre venirea Domnului, omul începea să batjocorească pentru că nu credea. Chiar dacă la recensământ s-a dat credincios ortodox. El nu credea și batjocorea. Și ce s-a întâmplat atunci în februarie 97, într-o zi de duminică? Omul acesta care avea răul obicei, cam fiecare dimineață, înainte ca să-și înceapă munca în gospodărie, să bea 3 pahare de alcool. Acesta era obiceiul. Fiind duminică, în ziua la care mă refer, omul s-a sculat puțin mai târziu, dar pentru că avea băutura în sânge, a început bând un pahar. Mai apoi a ieșit puțin până în curte, a venit și a băut pe al doilea. Pe al treilea n-a mai apucat să-l bea, pentru că a căzut la pământ ca și mort. Băieții erau acasă, surorile erau plecate deja la biserică, era după ora 9. Băieții l-au luat, l-au pus pe pat și au început să plângă. Erau siguri că tatăl lor a murit. Au trimis repede la biserică să vină mama și sora. Și când fetița lui, care avea între 16 și 17 ani atunci, a intrat în camera în care tatăl stătea nemișcat, a strigat cu durere: Tăticule! Tăticule! Și acel bărbat s-a ridicat. La început s-au speriat. Băieții credeau că a murit. Și a început să le spună următoarele: Până astăzi am iubit băutura și am băut destul de mult. De azi înainte nu voi mai pune strop de băutură în gura mea. Până astăzi am vorbit urât. Am înjurat și le-am batjocorit și pe soția și fiica mea. De azi înainte voi încerca să am mare grijă și niciun cuvânt urât să nu mai scot din gură. Până astăzi le batjocoream când veneau de la biserică și spuneam că vine sfârșitul, vine Domnul Iisus. Niciodată nu le voi mai batjocori. De azi înainte mă voi duce și eu cu ele. Pentru că le-a spus apoi, mai ales feciorilor lui: În timpul în care voi credeți că eu sunt mort, am avut o vedenie care s-a repetat. Am văzut același tablou de 2 ori. Am văzut o mare mulțime de oameni, toți erau îmbrăcați în haine albe și zburau la cer. M-am uitat cu atenție și între cei care zburau era și fetița mea. Și când am văzut-o că zboară la cer, am încercat să mă desprind de la pământ și să plec. N-am reușit. Când am avut vedenia a doua oară și mă uitam la fetița mea cum zboară, am făcut aceeași încercare să mă desprind și să plec. Și atunci ați intrat voi, m-ai strigat, s-a terminat vedenia și sunt bucuros că încă răpirea n-a avut loc. Dar le-a spus băieților și celor din casă, în mod sigur, răpirea va avea loc. În mod sigur, Iisus va veni după biserica sa. Predarea lui a fost totală. Rețineți februarie 97. În martie 97 era evanghelizarea. El era deja botezat cu Duhul Sfânt și în săptămâna de evanghelizare, când a fost acolo, știți ce făcea omul acesta? Mergea de la casă la casă și le spunea tuturor pe scurt istoria lui, ce i s-a întâmplat și chema pe toți la evanghelizare. După aceea a ajuns să fie conducătorul bisericii, un slujitor al Domnului în acea biserică de sat. În urma acestei vedenii, în urma acestei cercetări deosebite, el a intrat în corabia mântuirii. A ajuns să creadă. S-a alăturat bisericii Domnului Iisus Hristos. A primit mântuirea în dar, fără bani și fără plată. E rândul tău în seara aceasta. Poate ai fost 6 seri la rând. Și oamenii lui Dumnezeu, pornind de la texte diferite, au prezentat aceeași ofertă. Nu există mântuire decât prin Iisus Hristos. După vindecarea locului de la Poarta Frumoasă, Petru a spus,
În nimeni altul nu este mântuire. Nu este dat oamenilor al nume sub ceruri în care trebuie să fim mântuiți. Vrei să fii mântuit? Vrei să devii un copil al Domnului? Vrei să obții iertarea păcatelor? Vrei să pleci la cer la venirea Domnului Iisus? Fă în seara aceasta primul pas, te rog fierbinte, împacă-te cu Dumnezeu. Ieși din lumea aceasta care este ca lumea din vremea lui Noe. Oamenii sunt răi, violenți, stricați, necredincioși. Oamenii sunt așa cum îi vezi și cum îi cunoști. Ieși din rândurile lor. Fă marele pas în împărăția lui Dumnezeu. Din vremea lui Ioan Botezătorul spunea Domnul, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala și cel care dă năvala pune mâna pe împărăție. Pune mâna pe împărăție în seara aceasta. Cere-i Domnului să te ierte, să te mântuiască, să te urce în corabia mântuirii. Ușa încă este deschisă, dar va veni Domnul foarte curând și ușa harului, ușa mântuirii se va închide. Încă ușa este deschisă. Pe cei nemântuiți să-i ajute Domnul prin credință să primească mântuirea. Domnul să le scrie numele în cartea vieții, iar pe noi care am primit mântuirea de multă vreme să ne ajute să o ducem până la capăt cu frică și cu cutremur, să ne ajute să veghem, ca nu cumva lumea aceasta să ne amăgească, nu cumva hoții întunericului să ne fure aceste valori extraordinare. Suntem cetățenii cerului, suntem mântuiți, avem dreptul de întâi născut, avem Duhul lui Dumnezeu în noi și avem promisiunea că vom fi mireasa Domnului Iisus, că vom împărăți împreună cu El 1000 de ani aici și pentru totdeauna vom fi împreună cu El. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne facă parte tuturor de mântuirea Sa. Amin.